Așa arată sistemul complet de la valiere, de la DJI Mic 2. Salutare România, salutare București și bine v-am găsit la un unboxing pe acest canal. Astăzi o să vă arăt și vouă cum a venit acest set de la valiere și cum se aude foarte puțin asta, pentru că o să venim săptămânile următoare cu un alt clip în care le facem un review complet, teste și toate cele acestui set de la valiere, să vedem ce poate, cum se aude, ce capacități are, ce performanțe are. Oricum, din ce am văzut și eu și din ce am apucat să testez, este complex, este foarte modular și poți să-l folosești într-o grămadă efectiv de moduri. Astăzi, în schimb, vedem cum a venit în cutie și ca idee. Sunetul este tras acum din la valieră și ceea ce urmează să vedeți, o să vedeți tras direct din cameră, fără un microfon anume. Strict cum este sunetul în camera asta și o să puteți vedea o diferență de sunet, ca de exemplu. Și avem aici pe masă cutia de la DJI Mic 2 și să vedem dacă avem pietre sau la valiere într-adevăr. Iar în cutie avem niște folie protectoare, e bine, și o altă cutiuță. Hai să le scoatem și din punga asta, avem aici un pic de scotch. Măcar la cât s-au plimbat, au fost împachetate destul de bine cât să nu pățească ceva. Și cam așa arată proaspăt scoase din cutie. Acum, hai să vedem ce se află în cutiuța asta mică. O dăm pe asta la o parte. Moment satisfăcător. Iar acum, hai să vedem concret ce avem aici. Cu ce vine în cutie DJI Mic 2? Ok, o punem așa și scoatem săculețul în care cred că se află toate cele. Aici avem niște documente, un ghid, chestii de genul ăsta. Nu știu dacă ne interesează prea mult treaba asta. Dăm cutiuța asta deoparte și chestiuța asta mică și ia să vedem noi cu ce ne lăudăm aici. Prim contact cu DJI Mic 2. Ok, îmi place cum arată. Avem aici charging case-ul pe care îl punem momentan deoparte și să vedem ce mai se află prin cutiuță. Aici nu avem nimic, aici avem noi pufuletele pentru lavaliere, ok. Încă un pufulete. Aici un din ăsta ca să nu facă condens sau chestii de genul ăsta și cred că aici avem noi cablurile. Cablul de încărcare, USB normal to Type-C. Și un cablu audio, cred că un jack. Da, un jack pentru conectat la valierele, la cameră sau la ceea ce vrem noi să le conectăm. Bun, le punem aici, lăsăm cutiuța deoparte și hai să vedem ce avem aici. Luăm sigilul ăsta, cutiuța asta cred că pare a fi metalică. Este metalică, nu este de plastic. Nice! Îi luăm sigiliul și gata! Și acesta este, oameni buni, DJI Mic 2. Place, arată foarte profi, foarte mișto. Și ele, în momentul în care deschizi cutia, pornesc automat. Aici avem o lavalieră, foarte, foarte mișto și carcasa asta transparentă, unde putem să-i vedem efectiv circuite și toate cele, printul acesta DJI. Aici avem butonul de pornit, de pairing. Aici putem să conectăm USB Type-C-ul ca să tragem direct din ea audio-ul înregistrat pe butonul ăsta, de rec. Hai să o lăsăm jos. Aici avem receiver-ul, scoatem și pe el. Ele se încarcă automat în momentul în care le punem în cutiuță, pentru că au acești pini în zona asta. Aici putem să-l încărcăm separat prin cablul de încărcare. Iar aici este un căpăcel pe care putem să-l dăm la o parte și să băgăm adaptoarele pentru telefon. De altfel, pe ceea ce o să merg și eu în principal, respectiv pe Lightning-ul ăsta. Și mă interesează pe mine să vină cam așa ceva. Deci, băgăm noi așa și alunecă frumos pe pinii aceștia. Până a făcut un click. Un click finuț. Ce este foarte fain este faptul că și când îl punem în cutie, în momentul în care vrem să o punem la încărcat, nu trebuie să-i scoatem adaptorul, ci pur și simplu lăsăm acolo, pentru că case-ul în sine vine cu spațiu dedicat pentru a putea pune receiver-ul direct așa cum este. Hai să scoatem și la valiera a doua. Același design, impecabil. Asta este magnețelul pe care putem noi să îl punem sub tricou ca să prindem la valiera de noi.
cum de altfel o să mă vedeți prin videoclipuri. Și da, arată efectiv genial. Aici este un fel de clește pentru a prinde la valiera de ceea ce dorim noi să o prindem. Și sunt curios și cu pufuleții cum vine și cum se bagă. Cred că găurica asta... Nu, asta aici avem un jack pentru a pune microfon separat. Hai să vedem noi cum se pun și bureței ăștia. Și hai să scoatem și transmisătorul de aici. Celălalt adaptor îl lăsăm în cutie, pentru că nu avem nevoie de el. Și așa arată charging case-ul, în care atunci când la valiera e descărcată, poți să o bagi și se încarcă. Lăsăm aici deoparte. Iar aici avem noi touchscreen. Ne interesează English. Dăm OK. Suntem pe data de 20.05.2024. Dacă nu mă înșel, chiar este bine. Superb. Dăm înainte, ora. Ora este 15:05. Selectăm aici. Dăm așa. 17:05. Mai departe, ne apare DJI și au apărut și lavalierele, care preau deja sunet. Dacă vin cu aceasta lângă mine, după cum se și vede dunga aceea verde de sunet, deja a urcat și acum, practic, receiver-ul primește sunet din lavalieră de la mine. Numai că nu este înregistrat. Hai să fac și un test. O să apăs pe butonașul ăsta și ne-a apărut aici un beculeț roșu care ne spune nouă că suntem în rec. Aici avem un beculeț verde care ne spune că suntem conectați și pe receiver avem încercuit cu roșu faptul că lavaliera asta înregistrează. Și acesta ar trebui să fie sunetul scos direct din lavalieră, fără nicio setare de pe receiver. Am oprit și acum o lăsăm jos lavaliera. Aici trebuie să avem noi luminozitate, ok. Dacă dăm în jos, pe el avem că selecție în meniu, ok, și aici putem să-i dăm un boost de sunet, dacă nu mă înșel eu. Să dăm noi la un plus 12, ia să-l scădem la un minus, clar deja a scăzut, ok. Este prin contact, nu m-am uitat la review-uri sau ceva ca să am idee și aici trebuie să avem receiver settings, să-l țin eu un pic mai în focus. Avem aici diverse setări cu care o să mă joc eu ulterior și o să revin și la voi cu detalii. Link device, diverse opțiuni, ce îmi place că avem un mini touchscreen aici care este foarte interesant. Transmitter settings, asta este pentru lavaliere propriu-zis, iar aici avem setări în general. Brightness, language, time, factory reset și version și aici avem compliance. Nu ne interesează, ieșim din meniul ăsta. Și apropo, vedeți că foarte mulți dintre voi nu ați apăsat pe acel butonaj de subscribe. Adică rata de abonare este cam asta și apăsați-l că încă e moca. E moca. Și zic eu că iese content mișto aici. Merită un subscribe. Și cam asta ar fi ceea ce primim noi în cutiuță de la DJI. Hai să scoatem și pufulețul ăsta, să vedem cum se montează și ăsta, care dacă nu mă înșel eu, e posibil să se bage direct în mufa aceea jack, ceea ce nu m-ar supra, pentru că așa, în general, dacă mufa aceea jack ar fi acoperită de ăsta, ar sta constant curată. Da, și exact ceea ce ziceam, intră în mufa jack și vine peste ea. Super, pentru că așa nu o să avem mizerie care să intre în mufă și în transmisător automat. Hai să le băgăm, pentru că oricum o să le folosesc cu ele, să fie unul de stânga, unul de dreapta, nu cred că are nicio relevanță. Băgăm aici și ar trebui să intre direct. Să nu-i prindem noi pe aici pufulețul ăsta și ăsta ar trebui să fie ele cu puf. Intră în găurică și vine fix aici, așa. Și acestea sunt DJI Mic 2. Acum să le punem la treabă și în probe. Aici avem căpăcelul și cablul de alimentare al case-ului și al lavalierului propriu-zis în momentul în care vrem să tragem sunetul direct de pe ele când îl înregistrăm pe ele. Iar în momentul în care le punem înapoi în case, le luăm pur și simplu, le punem aici, au un magnețel, lavalierele de asemenea în partea asta. Oare ne încurcă pe noi pufuletele ăsta? Cred că da. Da, din păcate atunci când vrem să le stocăm, trebuie să dăm puful jos de pe ele, în case. Hai să-l scoatem noi de aici. Lucrul ăsta nu-mi place atât de mult, era interesant să nu ne încurce treaba asta, dar n-ar fi asta o problemă atât de mare. Pentru că la interior, probabil oricum să nu folosim acest puf, așa că numai când sunt filmări în exterior o să trebuiască folosit. Le luăm noi și le punem aici în cutiuță. Ele, în momentul în care le-am pus, se opresc și
Când închidem cutia, ar trebui să se oprească integral. Avem aici în spate mufa Type-C, prin care încărcăm case-ul și automat și lavaliere și transmițător, și acesta este prim contact cu DJI Mic 2. Și cu asta vine în cutie pachetul de lavaliere de la DJI Mic 2, sistem de lavaliere scos acum aproximativ 2-3 luni, dacă nu mă înșel, care în momentul de față se găsesc foarte greu la noi în țară. Am stat după ele o săptămână jumate, aproape două, dar se merită. Adică la cum se aud și la care e diferența, zic eu că se merită. Și o să aflăm lucrul ăsta exact, concret, într-un clip viitor pe care o să-l facem, unde o să probăm la valierele astea la maxim, adică o să vedem ce pot, afară, în vânt, în oameni, în mașină, în fel de fel de situații, la o distanță mai mare. O să punem lavalierele astea la test din toate punctele de vedere și o să vedem ce performanțe avem. Așa că, desigur, dacă vreți să vedeți și asta, nu uitați să dați mai jos un subscribe. Eu, desigur, am fost Mihai și sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, m-am salutat! Pa!